seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Vă salutăm și vă mulțumim că și în această seară ați ales să petreceți următoarele clipe împreună cu noi. Iată-ne că, așa cum v-am obișnuit deja, la fiecare ediție avem onoarea, plăcerea, să spunem binecuvântarea, mai bine zis, din partea Dumnezeu, să avem invitați deosebiți și, bineînțeles, și în seara aceasta avem onoarea de a-l avea din nou invitat în emisiunea noastră pe un frate prețios, iubit de Dumnezeu, un slujitor al Domnului, fratele Luigi Mițoi. Frate Luigi, bine ați revenit! Bine v-am regăsit și mulțumesc frumos pentru invitație. Frate Luigi este foarte cunoscut atât în România cât și în străinătate. El este păstorul Bisericii Pentecostale Betania din Chicago. De asemenea, un om al lui Dumnezeu, un evanghelist și un mare, să spunem așa, iubitor de România. Aveți chemarea aceasta de a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu și aici în țară și în străinătate. Slavă Domnului pentru lucrul acesta. Și sunteți printre primii predicatori pe care eu știu pe tema familiei. Mi-aduc aminte că la începutele Producens Media, să știți că avem filmarea de atunci, a ținut o conferință, practic primul nostru live pe care l-am avut așa la o conferință în afara capitalei a fost împreună cu dumneavoastră pe tema familiei undeva la Sovata. E din perioada, cred că 2015, cam în zona aceea. Rugul aprins. Da, cu rugul aprins, o prietenă. Deci în seara aceasta, stimați prieteni și dragi prieteni, stimați prieteni, stimați telespectatori, rămâne în sfera aceasta a familiei. Probabil vom aborda mai multe discuții pe tema aceasta a familiei, dar dacă data trecută vorbeam despre suferință împreună cu fratele Luigi, când vorbim despre suferință, nu știu de ce, să spunem, Dumnezeu ne-a călăuzit puțin și la părticica aceasta, la capitolul acesta, suferința cauzată de relațiile din familie, de, să spunem, micile acestea probleme sau disfuncționalități care apar în cadrul familiei, fie că e vorba de relația între soț-soție, relația părinți-copii, copii între ei, sunt multe de discutat aici și așa, sub călăuzirea Dumnezeu, am hotărât cu fratele Luigi că ar fi frumos și ar fi bine, util pentru noi astăzi să ne uităm puțin în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce spune cuvântul și ce putem învăța noi astăzi despre relațiile acestea dintre copii și părinți sau despre părinți și copii, mai bine zis, și vom vorbi despre ascultare și neascultare. De multe ori noi ca părinți suntem și copii încă, dacă ne trăiesc părinții încă mai putem spune că suntem copii, dar suntem la rândul nostru și părinți. Și haideți să ne uităm împreună cu fratele Luigi și cu ajutorul Domnului în seara aceasta să vedem ce putem învăța. Frate Luigi, știu că faceți consiliere și că ați avut de mult de discutat pe tema aceasta, așa că vă rog să mă credeți sau vreau să ne spuneți cum vedeți, să spunem așa, în multitudinea asta a problemelor familiei, cât de mult oamenii vorbesc despre sau cât de mult există sau poate există la noi și nu există la alții. Cum vedeți problema aceasta a ascultării, neascultării copiilor sau relațiile acestea, care uneori nu e cea mai bună dintre părinți și copii? Da, dragii noștri, familia este zona din viața noastră unde investim cel mai mult și de la care avem cele mai mari așteptări. Așteptările cele mai mari pe care le avem în viață le avem cu privire la familie, pentru că acolo investim cel mai mult. Practic, noi ne naștem într-o familie, trăim și murim acolo. Acolo iubim, iertăm, acolo ducem toate resursele, de aceea noi avem așteptări de la familie. Sigur, noi, pentru că suntem oameni imperfecți, greșim în tot ceea ce facem. Educația unui copil nu se face într-o zi, ci se face în fiecare zi, drept pentru care în 20 de ani se fac multe greșeli. Copiii nu se nasc buni sau răi, ei se nasc copii. Ei devin buni sau răi sub influența mediului de hrănire. Afirmația mediul de hrănire se referă la zona unde sunt educați, părinți, familie extinsă, școală, biserică, mass media și așa mai departe.
Copiii buni sunt crescuți de părinți buni. Probabil că ar trebui să menționez și faptul că, imaginați-vă o familie cu 5-6 copii. Atunci când se fac mari, unul dintre ei devine un tânăr cu un comportament rău. Frații lui, surorile lui, toți sunt copii buni. Și atunci ne întrebăm, nu i-au crescut aceiași părinți pe toți 5 sau 6? Ba da. Dar cum se face că unul este un fel de oaia neagră între frații lui? Aici apare influența geneticului, a temperamentului. Fiecare dintre noi ne naștem cu o anumită zestre genetică, care este mai bogată sau mai săracă, care este mai bună sau mai puțin bună. Cu mulți ani în urmă, când eram mai tânăr, credeam că educația este mai influentă asupra personalității omului decât geneticul, decât temperamentul. Adică zestrea dobândită este mai influentă decât zestrea născută. Acum, în ultimii ani, mi-am dat seama că nu este adevărat. Deși influența educației este covârșitoare, totuși, influența pe care o avem ca și specific uman, zestrea cu care ne-am născut, cu care am venit în lume, să fim mai înalți sau mai mărunți, să avem ochii albaștri sau căprui, să avem părul blond sau negru, să fim mai colerici, adică mai iuți, mai agitați sau melancolici, mai închiși, mai retrași, mai introvertiți. Temperamentul nu se modifică niciodată. Cum ne naștem, așa murim din punct de vedere al bagajului genetic. Ceea ce se poate modifica este caracterul, adică suma obiceiurilor pe care ni le formăm în mediul de hrănire. În general, un părinte are mai multe roluri în viața unui copil: tutore, conducător și resursă. Când vorbim de rolul de tutore, părintele răspunde de copil din punct de vedere legal și se îngrijește de sănătatea și creșterea și educația lui. În calitate de conducător, părintele se îngrijește de lucruri care trebuie făcute, de scopuri care trebuie să fie împlinite. În calitate de resursă, copiii vin pe lume fără resurse și ei au o mulțime de nevoi, iar părinții de unde, de neunde, ei trebuie să procure aceste resurse pentru copiii lor. Atunci când vorbim despre părinte în această multitudine de roluri pe care el le are, tutore, conducător și resursă, părinții se part în anumite categorii prin felul în care ei se raportează la copil. În primul rând prin personalitatea lor și apoi nu numai prin ce sunt, ci prin ce fac. De pildă, sunt părinți indulgenți. Părinții indulgenți evită să-și corecteze copiii. Ei se comportă ca niște prieteni. În acest mediu nu există autoritate și copilul face cam ce îi place. Psihiatrul David Eberhard, spre exemplu, care are 6 copii, spunea că stilul permisiv creează o generație de adulți fără empatie socială, fără norme, fără limite. Sunt oamenii foarte răsfățați și ei vor sfârși prin a fi dezamăgiți în viață, pentru că stilul acesta de viață nu este funcțional. Apoi putem vorbi de părintele protector. Acesta are o grijă exagerată de copil, însă partea mai slabă este faptul că îl controlează. Încercând să-l ferească de tot ce este rău, uită că copilul nu va avea posibilitatea să învețe prin confruntarea cu realitățile vieții. Apoi poate fi părintele cicălitor. Un astfel de sistem educațional face pe copil să creadă că nu trebuie să asculte de părinte decât atunci când acesta țipă, pentru că îl va împinge pe copil înspre o stare de surzenie psihică, adică dacă îi repeți la nesfârșit un lucru unui copil, el nu va putea să asculte și atunci se ascunde prin surzenia psihică. Aude, dar nu ascultă. Sunt mulți părinți care încearcă să-și manipuleze copiii fără ca să-și dea seama că felul în care se raportează la copil prin sistemul de educație e o metodă de manipulare. Încearcă să controleze comportamentul exterior al copilului prin manipularea emoțiilor acestuia. În felul ăsta copilul crește cu un sentiment că niciodată nu e iubit sau acceptat decât numai dacă atinge anumite performanțe.
Și acest comportament al părinților produce copii care sunt nesiguri, au teama accentuată de eșec și teama că vor fi respinși. De asemenea, poate exista modelul de părinte super autoritar. El merge foarte departe în atitudinea lui de autoritate, de impunere a autorității, încât îl îndepărtează pe copil. E un fel de polițist, un fel de jandarm. Întotdeauna părintele are dreptate, el are ultimul cuvânt. Niciodată copiii nu știu, nu pot. Comunicarea dintre un astfel de părinte și copil se face într-un singur sens. Părintele vorbește și copilul trebuie să asculte. Probabil că acum 20-50 de ani în urmă, metoda aceasta de educație era mai funcțională, dar în generația noastră este absolut nefuncțională. Părintele inconsecvent este un alt tip de părinte. El este caracterizat printr-o mare instabilitate care privește modul de raportare la copil. Adică astăzi este foarte tolerant, mâine este foarte exigent. În cazul acesta, copiii vor avea probleme în manifestarea autocontrolului, a discernământului, pentru că ei nu vor mai recunoaște semnalele care vin din partea părinților. Voi poate fi părintele care pune copilul pe primul loc. Părinți pentru care copilul este regele casei și își evaluează întreaga viață prin prisma efectelor acestora asupra copilului. Copiii care sunt crescuți într-o astfel de familie devin dominatori, își manipulează părinții. Copilul riscă în felul ăsta să devină un adult egoist, arogant, nerecunoscător. Poi, un rol al părintelui este părintele de preot. Rolul preotului este să-l prezinte pe om înaintea lui Dumnezeu. Așadar, un astfel de părinte îl prezintă pe copilul lui înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune. Se roagă pentru el, pentru viitorul lui, pentru alegerile lui, pentru echilibrul vieții lui, pentru influențele care se manifestă asupra copilului. Apoi este rolul de profet. Dacă preotul îl aduce pe om înaintea lui Dumnezeu, profetul îl aduce pe Dumnezeu înaintea omului. Aici părintele îl reprezintă pe Dumnezeu și îi spune copilului cum e Dumnezeu și ce dorește Dumnezeu. Adică dacă în prima fază rolul de preot se manifestă prin rugăciune în fața lui Dumnezeu, rolul de profet se manifestă prin învățătură în fața copilului. Apoi rolul de împărat al părintelui. Regii întotdeauna conduc poporul, tot la fel părinții trebuie să-și conducă copiii cu dragoste, cu înțelepciune, pentru ca să le dezvolte abilitatea de a avea echilibru în viață, de a avea principii și de a se ghida după principii, nu după emoții. Sigur, sunt foarte multe lucruri de spus pe tema aceasta. Probabil că ar fi bine să mai spun câteva lucruri despre faptul că greșelile posibilele, potențialele greșeli pe care părinții le fac sunt și în legătură cu ceea ce știu și cu ceea ce nu știu. De pildă, există posibilitatea ca să existe greșeli în legătură cu cunoașterea psihicului copilului. Ce vreau să spun? Vreau să spun că personalitatea unui om este format, așa cum spuneam în introducere, din temperament, care este zestrea înnăscută a unui om, din caracter, care este zestrea dobândită, adică obiceiurile pe care noi ni le formăm sub influența părinților, a școlii, a bisericii, a mass mediei, mediul de hrănire, cum foloseam termenul acesta mai tehnic. Și sigur, aptitudinile, adică înclinația omului înnăscută înspre sport, înspre artă, muzică, desen, cu astea te naști. Iată dar că dintre cele trei elemente ale personalității, două sunt înnăscute. Adică nu trebuie să le dobândim și nu putem să le uităm. Numai una este dobândită, caracterul. Bine, diferența dintre aceste elemente înnăscute și cele dobândite trebuie să fie înțeleasă de părinte. Pentru că dacă un copil are un coeficient de inteligență mai înalt, copilul va avea performanțe mai înalte. Iar dacă va avea un coeficient de inteligență mai slab, sigur că el, oricât de mult ar fi pedepsit, cicălit, poate chiar bătut, el nu va putea să producă performanțe mai mari. Dacă va avea un temperament coleric,
El va fi, mai ales dacă e băiețel, va fi foarte agitat. Asta nu înseamnă că e bun sau rău. Asta înseamnă că are energie. Dacă va fi cu un temperament coleric, atunci el va fi foarte liniștit. Asta nu înseamnă că e cu minte. Asta înseamnă că așa se manifestă energia lui. Asta este viteza de reacție a sistemului nervos. Ei, când un părinte înțelege fenomenul acesta, înțelege că, dacă îmi permiteți un exemplu, unul este un motor, într-un fel e un motor pe benzină, într-un fel e un motor pe motorină. Într-un fel este portbagajul unei mașini, unui automobil, și într-un fel este un tir. Capacitatea este foarte mare. Ei, tot la fel sunt și oamenii. De aceea trebuie să ne cunoaștem copilul și să știm care e potențialul lui, cât putem să-i cerem și câtă presiune putem pune pe el. Ar trebui să știm că, în general, există, ceea ce vreau să spun este puțin mai pretențios și din punct de vedere al spunerii, dar mai ales din punct de vedere al ascultării. Vreau să spun faptul că, fiind adulți, pentru că părinții sunt adulți, uităm cum am fost când eram copii. De aceea neglijăm faptul că un copil nu are capacitatea de discernământ așa cum o au adulții. Și din acest motiv, el nu are capacitatea să-și dea seama dacă ceea ce învață este bine sau rău. Tocmai din acest motiv, imaginați-vă o minge, imaginați-vă o linie la jumătatea ei, o linie care este orizontală. Ei, partea de sus a liniei este partea conștientă. Partea de jos a liniei este partea inconștientă. În partea de sus a liniei, în zona conștientă, există discernământul. Imaginați-vă că deasupra acestei mingi sunt 5 antene. Văz, auz, miros, pipăit și gust. Sunt cele 5 percepții senzoriale prin care informații din mediu intră în mintea noastră. Cele mai multe sunt prin văz. Ei, de aceea, imaginați-vă că atunci când în mintea unui adult care are discernământ pătrunde o informație, el folosindu-și discernământul și principiile de viață pe care le are, dacă pentru el să minți e păcat, dacă pentru el să furi este păcat, atunci el nu va fura și nu va minți, pentru că discernământul îl face în stare să spună: eu nu consum alcool, pentru că ăsta este un principiu pentru mine. Eu nu mint, eu nu fur, eu nu devin violent, eu nu sunt ipocrit. De ce? Pentru că acestea sunt principiile mele. Dar un copil nu are discernământul acesta. El primește o informație și pentru el este bună. De aceea pe un copil îl poți păcăli cu o bomboană. Pentru că copilul nu are discernământ. Acest discernământ se formează odată cu vârsta. De aceea copilul devine o victimă a mediului de hrănire în care crește. Un copil până la vârsta de 2 ani învață o limbă. Limba mamei lui, de aceea se numește limba maternă. Vă întreb, cum are copilul capacitatea să învețe o limbă și noi spunem: a, nu știe, nu-i spun că nu știe. Păi dacă nu știe, cum a învățat limba pe din afară? Asta înseamnă că un copil până la vârsta de 2 ani, când a învățat o limbă, a învățat și ce este permis și nepermis în propria lui familie. Exact. Noi spunem, el nu știe. Care părinte știe că educația primară a unui copil se încheie la vârsta de 2 ani? 2 ani, nu 7. Pentru că atunci când copilul învață o limbă, el învață și ce e permis și ce nu-i permis în casa lui. Ei, el nu va mai uita niciodată din registrul minții lui lucrurile pe care le-a învățat în primii 2 ani. Dar foarte puțin părinți se gândesc să-și educe copilul în primii 2 ani, că ei așteaptă ca copilul să se facă mare, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ani, și atunci se înceapă să-l educe. Eu vă întreb, la ce vârstă pune copilul întrebări? Copilul pune întrebări în primii 2, 3, 4 ani. De ce? Pentru că nu știe. Când nu mai pune întrebări, educația s-a terminat. De ce nu mai pune întrebări? Pentru că știe. Și dacă știe,
orice am spune noi, el se comportă ca un adult. Dacă cineva vine să mă învețe pe mine, eu îi spun, iartă-mă, sunt adult, știu. Știu ce religie trebuie să am, știu cum trebuie să mă port, știu cum trebuie să vorbesc. Când eram copil, puneam întrebări cum trebuie să mă comport și cum trebuie să vorbesc. De ce? Nu știam. Iată dar când este vârsta potrivită pentru a-l învăța pe om, când e copil. De aceea oamenii se nasc copii, pentru ca să-i putem influența, să-i putem învăța, să putem pune în mintea lor ce e în mintea noastră, să ne folosim experiența și zestrea dobândită pentru a învăța pe ei de mici adevărul, binele, pentru a-i forma, pentru a-i instrui. Dacă așteptăm ca ei să se facă mari, ei vor refuza să mai primească. Vă aduceți aminte ce spun? Ia mai lasă-mă în pace. De ce spune copilul să-l lăsăm în pace? Pentru că el crede că știe. Când începe să spună asta? Când trece de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ani. Ei, tocmai de aceea, când copilul învață o limbă, limba mamei, el va învăța și ce este permis și ce nu este permis în casă. De ce am dat exemplu cu mingea? Am dat exemplu cu mingea ca să vă spun că deasupra acestei mingi sunt cele 5 antene, cele 5 porți de pătrundere în interiorul sufletului unui om. Adică simțurile. Noi prin simțuri luăm informații din mediu. Când părinții ne vorbesc, noi auzim. Dacă am fi surzi, n-am auzit. Dacă n-am avea vedere, n-am vedea. Ei, de aceea, prin simțurile acestea, prin porțile acestea din mediu, intră în noi informație. Dar pentru că copilul nu are discernământ, informația asta nu e filtrată. Tocmai de aceea am spus și repet, copilul e o victimă. Dacă e învățat prostii, el va învăța prostii. Pentru că el nu are discernământ să-și dea seama că prostia e prostie. Pentru el e informație. El nu știe că informațiile sunt de două feluri, din punct de vedere al calității morale. Și dacă vede părinții că fumează, el va fuma. Asta nu înseamnă că va fuma neapărat și nici nu înseamnă că nu va fuma, că nu-și vede părinții. Eu vorbesc de regulă, nu de excepții. Dacă își vede părinții că mint, că se ceartă, că se comportă într-un fel sau în altul, el va lua aceste modele și le va implementa în viața lui. Pentru el imaginile acestea vor fi prezente restul vieții lui ca niște lucruri normale. Iată dar, permiteți-mi să folosesc un cuvânt mai apăsat, cum putem nenoroci un copil. Și cine poate să-l nenorocească cel mai mult sunt oamenii care trăiesc lângă el în perioada copilăriei. Pentru că pe copil nu-l influențează oamenii care nu l-au întâlnit niciodată, ci îl influențează oamenii care petrec timp cu el. Acum ne dăm seama cât de mare e responsabilitatea părinților. Pentru că noi punem, prin ce spunem și prin modelul de viață în inima copilului, punem valori sau non-valori. Asta, uitându-ne la familie creștine, și de ce? Pentru că sună foarte frumos și așa este. Dar totuși, parcă noi, părinții creștini, părinții creștini evanghelici, care avem și pretenția aceasta că aducem copiii la binecuvântare, care pe lângă educația pe care o le dăm acasă, au și parte de educația biblică de la biserică, școala duminicală, parcă cresc puțin pretențiile. Nu vorbim de perioada de școală în care acolo se mai complică lucrurile, dar vorbim de prima parte. Și uitându-ne și prin prisma aceea, perioada aceea de 2 ani în care mi se pare foarte critică. Foarte, foarte critică atunci când începe să învețe cuvintele, deja știe, înțelege pe ce să pună mâna sau pe ce să nu pună mâna, mai exact, să nu-și facă rău. Și totuși, iată-ne că la un moment dat creștem, facem și totuși îi răsar lăstare ăștia pământești, ai firii pământești, care știți cum sunt, ne deranjează. Omul este o ființă imperfectă. Geneticul lui, adică zestrea născută, vine la pachet cu calități și cu slăbiciuni. Omul este o ființă egoistă. Omul e o ființă care are tendința să lenevească. Omul e o ființă care are tendința să creadă că întotdeauna are dreptate. Nu scăpăm niciodată de aceste tendințe din viața noastră. Sigur, copilul își dă seama de mediul în care trăiește și încearcă să exploateze zona aceea.
Am putea să ne oprim puțin la câteva metode de educație, dacă vreți. De pildă, metoda neintervenției. Aduceți-vă aminte de preotul Eli din Vechiul Testament. În această familie, copilul e lăsat de capul lui. El face ce dorește. Aduceți-vă aminte de familia lui Manoah, o familie democratică. În această familie toți sunt egali. Tata e egal cu copilul și copilul e egal cu tata. Sigur că lucrul ăsta nu e firesc. Dar mulți părinți se comportă așa, pentru că psihologia învață că trebuie să fie doar prietenii copilului. Dar eu întreb, dacă tata și mama sunt doar prietenul copilului, părinții unde sunt? Nu are părinți. Apoi e familia autoritară, cum e familia lui Avram. Aduceți-vă aminte că în Geneza se spune despre Avram că el știe să se poarte cu copiii lui, știe să învețe legea Domnului. Aici nu e vorba de pedeapsă, de bătaie, ci e vorba de autoritate, de o atitudine adultă, înțeleaptă, echilibrată. Sigur, copiii pot avea propuneri, sugestii, idei, dar când vine timpul de decizie, părinții iau deciziile. Bine ar fi să le ia împreună cu copiii pentru ca aceștia să nu le privească ca pe niște poveri. Mai este metoda autoritativă a lui Saul. Aduceți-vă aminte de regele Saul care l-a frânt pe Absalom. Și sigur că sunt foarte multe exemple de spus, însă ce metode folosim pentru ca să-i conducem pe copii la imaginea ideală pe care noi o avem în minte când ne gândim la un copil pe care l-am primit, are câteva zile, săptămâni sau luni și știm că îl vom avea 20 de ani pe copil în casa noastră. Ce metode vom folosi pentru ca să dezvoltăm un om autonom, independent, un bărbat care va putea fi soț sau o fată care va putea fi soție? În istorie s-au practicat tot felul de metode. Unii au folosit constrângerea, frica prin constrângere. În generația mea, când eu am avut copii, frica era o metodă pe care o foloseau părinții din generația mea. Tocmai de aceea foloseam bătaia, nu iaua, îi spuneam, adu-ți aminte, nu știam să mai spunem altceva. Nu iaua era singurul element de educație. Frica prin constrângere. Scopul copilului este să evite pedeapsa. Și ca să evite pedeapsa, se va preface că este cum vrem noi. Dar el nu se va schimba, el doar va părea că s-a schimbat. Frica are rolul ei și are și un rol pozitiv. Dar doar frica prin constrângere nu produce niciodată un copil de treabă. O a doua posibilă metodă este răsplata prin recompensă. Adică îl răsplătim pe copil, îl recompensăm, îi spunem dacă înveți un psalm îți dăm 10 lei sau 20 de lei sau 50 de lei. Slăbiciunea acestei metode este că sfințenia devine negociabilă. Lucrurile de la biserică nu trebuie plătite cu bani. Pentru că copilul crede că tot ce are legătură cu biserica devine negociabil, devine comercial. Apoi rușinea prin manipulare. Asta înseamnă că metoda asta îl controlează pe copil, dar nu îl schimbă. De pildă, copilul a făcut un lucru rău și de față cu alți copii, de față cu rude, cu prieteni, poate chiar în public, îl admonestăm pe copil, îl criticăm de față cu alții. Ei, copilului va fi rușine. Asta îl va manipula pe copil. Dar să știți că atunci când se va face mare, el ne va urî. De ce? Pentru că l-am făcut de rușine în fața copiilor de vârsta lui. Sigur, cea mai potrivită metodă este educația prin învățare și mai ales prin exemplu personal. Pentru că asta formează caracterul. Asta îl ajută să-și cultive răbdarea. Permiteți-mi să spun doar două vorbe despre fenomenul ăsta, că mi se pare senzațional. Vă rugăm. Deși la vârsta în care am avut copii, nici n-am știut treaba asta. Pentru că n-a existat Google, pentru că n-a existat internet și n-au existat cărți. Răbdarea se poate cultiva așa cum se cultivă învățarea tablei înmulțirei, așa cum se cultivă mușchii. Când spun cultivă, mă refer la disciplină, mă refer la antrenament, mă refer la repetiție pentru tabla mulțirii și mă refer la antrenament pentru dobândirea unei musculaturi mai mari. De pildă, sportivii de performanță. Cum ajunge un sportiv de performanță la performanța lui care e ieșită din comun? Știți cum? Prin antrenament zilnic.
Cum ajunge un copil să devină doctor prin 25 de ani de școală? Ei, la fel se cultivă și răbdarea. Folosim principiul promisiunii prin amânarea împlinirii nevoii sau a dorinței. Ce vreau să spun? Vreau să spun că dacă îl învățăm pe copil să accepte amânarea împlinirii unei dorințe, atunci el exersează răbdare. Un exemplu practic. Copilul îmi cere înghețată și într-o zi eu aleg să-i spun: dragul meu, de data asta te rog frumos să accepți, să nu-ți mai dau înghețată acum, ci să-ți dau înghețată peste 2 ore. Uite, e 10, o să-ți dau înghețată la 12. Sigur, copilul va pune presiune pe noi, poate va insista, pentru că vrea acum. Dar îi spunem: ascultă-mă, pot să negociez cu tine? Uite, am un anumit motiv pentru care vreau să-ți dau înghețata la ora 12. Accepți? Și trebuie să-l aducem pe copil în starea în care va spune da. De ce spunem asta? Pentru că sunt 2 ore între ora 10 și 12 în care el va vrea înghețată, dar va accepta să o primească mai târziu peste 2 ore, pentru că tata i-a promis că atunci îi va da. Iată dar, principiul promisiunii pe care îl face tata sau mama îl va pune pe copil în situația să exerseze 2 ore răbdarea lui. El va fi cu ochii pe ceas 2 ore. Se va uita 10 și 5. Aoleo, ce mult mai e până la ora 12. 10 și 10. 10 și un sfert, 10, 20, 10 jumate, 11, 11 jumate, 12 fără 5. El 2 ore face antrenament, merge la gym și lucrează. În felul ăsta se exersează răbdarea și când va ajunge adult, nu-i va sări țandăra ca la un om fără caracter. Nu va face circ și nu se va certa toată ziua cu soțul sau soția. De ce? Pentru că părinții au știut să exerseze răbdarea. Nu doar memoria, să cânte la chip sau aptitudinile, deprinderile, să învețe la vioară, la trompetă, la pian sau limbi străine, sau să devină un sportiv de performanță. Toate astea sunt bune, dar unde e răbdarea? Că ceea ce definește caracterul nu e tabla mulțirii. Iertați-mă, nu minimalizez, nu inferiorizez matematica, dimpotrivă. Dar poți să fii profesor de matematică și să nu ai caracter. Să fii sportiv de performanță și să nu ai caracter. Ceea ce te definește în viață este în primul rând caracterul. Ceea ce îți dă liniște în familie este în primul rând caracterul. Iată dar cât de important este să știm lucrurile astea. Ignoranța a făcut multe victime. Așa este. Știți cum e? Creșterea aceasta a copiilor și relația aceasta care se creează de-a lungul timpului este o chestie, poate mi se pare, cea mai complicată. Și ne uităm inclusiv noi cum relaționăm cu Dumnezeu, noi cu părinții noștri, dar observăm că și întotdeauna observăm și spunem sau chiar poate judecăm și avem tendința de a spune că copiii din ziua de astăzi nu mai sunt cum eram noi. Nici noi ne fiind cei mai ascultători sau cei mai cuminți la vremea respectivă. Asta și prin prisma, să spunem, atracțiilor, a opțiunile pe care copiii le au astăzi în comparație cu ceea ce aveam noi. Dacă noi eram, părinți erau foarte, să spunem, grijulii, erau o parte din timpul nostru, o mare parte era la școală, la creșe, la grădiniță, cum era pe vremea comunismului, ce noi vorbim de noi născuți în perioada aceea. Astăzi opțiunile sunt mult mai largi, atracțiile pe care le au, tentațiile, accesul acesta la internet, la tot felul de gadget-uri, da, vorbim, și este de asemenea, devine de la un moment dat un subiect de ceartă și de zâzanie, de neconcordanță. Pe de altă parte, pretențiile rămân, pentru că ne dorim ca copiii noștri, dacă s-ar putea, să ne depășească, să fie mai deștepți, să fie mai harnici, să aibă rezultate mai bune decât la noi. Și, bineînțeles, pe de altă parte, vine și așteptarea aceasta creștină de a merge, de a-L urma pe Domnul Hristos. Acum, uitându-ne la priorități, știți cum e? Oricum ar fi, din oricare dintre aceste motive, poate izbucni un conflict în familie, o ceartă, o neînțelegere, o supărare. Dacă ar fi cumva, frate Luigi, și mă gândesc așa, ca un om trecut prin viața și din experiența pe care o aveți, dacă ar fi să prioritizeze un părinte, când se gândește la viitorul copilului,
Ne dorim, da? E clar, e dumnezeiește să ne gândim să ne fie bine copilul noștri. Care ar trebui să fie prioritatea? Pentru că vorbim care ar trebui să fie prioritatea noastră atunci când ne gândim la binele copilor noștri? Știți, poate, nu știu, unii se gândesc la avere, alții se gândesc să le facă o carieră sau știu altceva. Și apoi, după ce o avem, cum ar trebui să o comunicăm și astfel încât să fim bineînțelese? Știți că câteodată am observat și asta, vă spun și din proprie experiență, că uneori avem tendința că copiii noștri ascultă mai mult de altcineva decât de noi înșine. Da, este adevărat. Haideți să luăm exemplu dintre noi și Dumnezeu, pentru că în felul ăsta vom înțelege mai bine de ce oamenii îl ascultă pe Dumnezeu. De ce oamenii au respect pentru Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu face ce spune. Dumnezeu stârnește admirație. Cea mai mare problemă pe care noi o avem este faptul că îi dezamăgim pe copii, iar ei coboară nivelul de respect și admirație față de noi. Pentru că uneori una spunem și alta facem. Uneori îi spune copilului, ieși te rog sau scrie, răspunde la telefon și spune că nu sunt acasă. Ei, toate lucrurile acestea creionează imaginea noastră de lider, de mentor. Imaginea pentru un copil, părintele este Dumnezeul lui, este mentorul lui, este eroul lui. În momentul în care copilul își dă seama că nu există eroi, nu va fi nici el. Asta este cel mai important lucru în viață. Când distrugem încrederea copilului în noi, când ne distrugem reputația și imaginea în fața copilului, prin faptul că îi spunem copilului nu minți, dar noi mințim, nu țipa, dar noi țipăm. Trebuie să iei nota 10 la școală, dar noi nu luăm nota 10 la serviciu. Ascultă-o pe maică ta, dar noi ne purtăm rău cu maică sa. Ei, copilul își dă seama că noi nu suntem cine pretindem, ci e dezamăgit. Nivelul excelenței scade, nu mai are motivație, nu are model. Una dintre marile probleme ale mele după ce m-am convertit a fost să caut modele. Aveam nevoie de un model. Mă gândeam, Iisus Hristos e modelul meu. E adevărat, dar eu nu-L văd. Eu nu-L văd pe Iisus ca tată, nu-L văd ca soț, nu-L văd ca cetățean, nu-L văd ca pe un prieten de lângă mine. Eu știu că El e perfect, dar El nu are o existență fizică. De aceea am nevoie de un mentor. Am nevoie de un mentor să mă învețe cum să predic, cum să păstoresc, ce să fac, ce să nu fac. Cea mai mare căutare în viața mea a fost, una dintre marile căutări, să nu spun cea mai mare, a fost căutarea de mentori. De o persoană căruia să-i pun întrebări la vremea potrivită, o persoană spre care să privesc pentru ca să mă inspire. O persoană care e mai în vârstă decât mine și să mă uit cum vreau eu să fiu peste 10, 20, 30 de ani. Copilul are nevoie de mentor, are nevoie de o imagine ideală pe care părintele s-ar putea să nu o eșueze la nivel de sfătuire, dar o eșuează la nivel de trăire. Asta este cea mai mare problemă. Apoi, raportul părintelui la copil. Apoi, relația cu copilul. Toate lucrurile acestea îl motivează pe copil. Trebuie să fie și atitudinea de prietenie în raport cu copilul, pentru că altfel copilul nu-i va spune părintelui decât ce îi place să audă. Dacă părintele nu-l înțelege când greșește pe copil, atunci copilul nu-i va mai spune că greșește, pentru că întotdeauna urmează o ceartă fără sfârșit sau poate o pedeapsă. Dar ce, părintele nu știe că copilul lui e doar un copil și că uneori greșește? Ba da. Și atunci de ce nu-i permite să greșească? Pentru că el are așteptări ireale. A nu-i explica lămurii copilului principiile și regulile casei, îți ia dreptul să-l pedepsești pentru că a făcut ce nu trebuia. A fi excesiv de critic, de agresiv și de violent, îl face pe copil să-și ascundă toate defectele de tine pentru ca să nu primească o nouă porție de ceartă sau de pedeapsă. Corectarea în public îl va face pe copil să-și dea seama că părintele nu-l iubește, altfel nu l-ar expune, nu l-ar face de rușine. Pedeapsa la mânie îl va ajuta pe copil să înțeleagă
că părintele îl pedepsește nu pentru că e vinovat, ci pentru că e părintele nervos și trebuie să-și descarce nervii pe cineva. A nu se ține de cuvânt, îi va transmite copilului următorul mesaj. Nu, caracterul nu e important, ci numai să-ți rezolvi problemele, indiferent cum le rezolvi. Ei, toate astea, toate comportamentele acestea ale părintelui distruge visul copilului, distruge excelența, distruge dorința aia de a fi extraordinar. Depinde cum ne comportăm cu copilul. Asta nu înseamnă că el va fi un om perfect. Asta nu înseamnă că el nu poate ieșua, dar asta înseamnă că noi ne facem datoria. Așa este, așa este. O lecție pe care o învățăm și noi, practic, învățăm să fim părinți în timp și cei care au binecuvântarea sau aibă mai mulți copii învață și văd că de la copil la copil diferă, să spunem așa, relaționarea aceasta. Practic trebuie creat o relație, relația aceasta întreținută cu bune și cu rele, explicate toate lucrurile pe față și apoi, bineînțeles, găsită metoda aceasta astfel încât să funcționeze. Acum, știți și dumneavoastră, frate Luigi, și ați auzit de multe ori că în familie, când apar discuții între soț și soție, acum mutăm puțin pe un alt parier discuția, relația soț-soție, există și conflicte și apar neînțelegeri, discuții în contradictoriu, certuri și una dintre posibilitățile, să spunem, frecvente de a genera un conflict este din cauza copiilor. Unii zic într-un fel, părintele zice într-un fel, tata într-un fel, mama într-un fel, dacă mai sunt și bunici, apropo, dacă îi luăm și pe ei în contextul acesta al familiei extinse, vin și ei cu un model și cu niște pretenții, poate cu un mod mai permisiv și atunci se creează, vă dați, contextul perfect pentru a genera sau a mogni ceva și, bineînțeles, copilul să fie în centrul atenției. Deci, inclusiv mulți părinți, multe certuri din familie apar ori din cauza finanțelor, a situației materiale și chiar a copiilor. Din copii, părinții uneori se ceartă și iar ajunge la alte probleme. Lumea în care trăim nu-i perfectă, noi nu suntem perfecți, deși dorim, suntem perfectibili, deși dorim să devenim perfecți. Sigur, atunci când vorbim, noi vorbim la nivelul ideal. Atunci când trăim, noi trăim la nivelul real. Dar trebuie să avem idealul în minte. Ce vreau să spun? În situația, noi oamenii trebuie să facem acorduri. Ele ne vor conduce la consensualitate, la adaptare. Familia trebuie să ajungă în consens cu regulile casei. Dacă sunt bunicii în familie, ei trebuie să știe că autoritatea nu e reprezentată de ei, ci de părinți. De aceea, cel puțin în prezența copiilor, trebuie să respecte dreptul de veto al părinților, indiferent că e noră sau ginere. Tatăl și mama copilului au drept de autoritate și cuvântul lor este cuvântul primar. Părinții nu își pot permite să contrazică bunicii nu își pot permite să contrazică părinții în prezența nepoților. Dacă mama și tata a zis așa, asta e regula. După ce copilul pleacă, bunicii pot avea o discuție cu părinții. Mă, acolo cred că ai fost prea exigent. Tu poți să fii cum vrei, copiii tăi, dar ascultă-mă că și eu v-am crescut pe voi. Dacă apare un conflict de autoritate între bunici și părinți, nepoții îl vor exploata. Întreb eu, dacă pastorul de la biserică se va certa în prezența enoriașilor, a fraților și surorilor din biserică, cu pastorul asistent, oamenii din biserică va mai asculta predicile lor? Sigur nu. Cu siguranță nu. Atunci cum ne așteptăm să mai asculte copiii sfaturile noastre când noi ne certăm cu părinții noștri în prezența lor? Sau ne certăm soțul cu soția? De ce ne certăm și nu avem răbdare să ne ducem singuri într-o cameră sau să le spunem copilului, du-te un pic la joacă sau să găsim o soluție pentru ca să avem o discuție? Vedem că suntem nervoși și urmează o discuție mai aprinsă. De ce nu avem răbdarea să ne discutăm problemele acestea separat? Pentru că, de fapt, nervii noștri sunt mai importanți decât
decât imaginea pe care o transmitem copiilor noștri. De aceea se spune că suntem mai buni bunici decât părinți. Așa e. Pentru că avem o altă vârstă atunci, avem un alt nivel de înțelegere. Nu ne mai manifestăm nervii la fel de furtunos. Ne dăm seama că bota, nu iaua, indiferent cum îi spunem noi, în Ardeal sau în Sud, nu neapărat că este rea, dar asta nu trebuie folosită. Iar dacă nu ne ascultă de vorbă bună, asta înseamnă că vorba bună nu mai e vorbă bună. Ce să zic, nu vreau să vorbesc ca o persoană care le știe pe toate, eu nu sunt specialist, eu sunt un simplu om, sunt un singur părinte, sunt un simplu pastor, sunt un simplu părinte, nu singur părinte. Dar una este să ai principii și să le respecti și alta este să treci la întâmplare dominat și împins de nervi, ca o corabie pe mare care și-a pierdut și cârma și velele și motorul și vântul o împinge încotro vrea el. Nu ne putem lăsa conduși de emoție și în același timp să avem pretenția că suntem părinți buni, ideali. Copiii folosesc toate aceste momente de slăbiciune pe care le văd și pur și simplu ceea ce se întâmplă este că știrbește excelența din mintea lor, știrbește admirația pe care o au față de noi. De aceea trebuie, cu cât un pastor este mai respectat de adunare, cu atât primește mai bine predicile lui. Dar când este respectat? Când biserica vede că este un om de caracter. Când biserica vede răbdarea lui, bunătatea lui, dragostea lui, echilibrul lui. Nu se poate ca el să se certe cu soția în biserică, iar oamenii să-i mai asculte predicile de familie sau la căsătorie sau la binecuvântare. Așa este, așa este. Frate Luigi, spun că doar am început așa seria aceasta a discuțiilor pe tema familiilor. Cu ajutorul Domnului vom mai continua. Timpul a trecut atât de repede. Slavă Domnului pentru tot ce ne-a pus în inimă în seara aceasta, pentru tot ce v-a pus dumneavoastră în inimă și în gură, să zic așa, astfel încât să ne împărtășiți și nouă. Vă mulțumesc foarte mult. Cu ajutorul Domnului continuăm discuțiile, le vom mai intercala subiectele de-a lungul timpului și vom reveni și la alte, să spunem, teme legate de tot ce se întâmplă în familie și ce spune Cuvântul lui Dumnezeu să facem noi ca oameni ai lui Dumnezeu. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în seara aceasta. Ne rugăm pentru ceea ce faceți, pentru lucrarea pe care o faceți acolo și oriunde vă va purta Dumnezeu, Dumnezeu să vă deschidă uși de cuvânt și de asemenea, vă așteptăm ca cu mare drag și la următoarea ediție, care va fi cam în 2 săptămâni cu ajutorul Domnului. Mulțumesc frumos! Stimați prieteni și dumneavoastră, vă mulțumim pentru seara aceasta, vă mulțumim că ați fost cu noi, vă binecuvântăm și până data viitoare vă spunem la revedere!